Radio TV Unirea Internațional vă invită să urmăriți în continuare emisiunea Arta de a trăi cu Simona Bostan. Bună ziua, dragi telespectatori! Sunt Simona Bostan și astăzi are loc debutul emisiunii Arta de a trăi, emisiune care își propune să informeze din toate punctele de vedere ce înseamnă viața. Într-un secol în care am ajuns dependenți de aparatură, de achiziționarea de bunuri materiale scumpe, dar de multe ori inutile, într-un secol în care imaginea de sine este mai importantă decât stima de sine, am uitat cu desăvârșire de adevăratele valori și de cel mai prețios lucru, sănătatea noastră. Atunci când corpul nostru ne dă primele simptome, se întâmplă de foarte multe ori să fie prea târziu. Unii din profesorii mei de la clinica din München, alergolog și specialist în terapii complementare, spunea că dacă omul ar fi pregătit să investească în sănătatea sa tot atât de mult cât investește în auruina, n-ar mai exista atât de mulți oameni bolnavi pe pământ. Dragi telespectatori, astăzi, la debutul emisiunii, am o invitată cu totul specială. Este vorba de doamna doctor Larisa Dumbravă. Cred că am eu mai mari emoții decât dânsa, pentru că trebuie să vă spun că această doamnă minunată, am cunoscut-o acum 8 ani la o expoziție și ne-am regăsit acum 2 săptămâni printr-o conjunctură cu totul specială. Astăzi, doamna doctor Larisa Dumbravă ne va încânta cu bogăția informației și complexitatea informației. Doamna doctor vine din Oradea, dar are și cabinete în Cluj. Este medic primar în diabet, nutriție, pediatrie și, mai nou, în medicină complementară. Bun venit, draga mea, și îți mulțumesc că ai acceptat invitația la această emisiune. Bine te-am găsit, scumpa mea, după atâția ani. Este o fericire pentru mine că ne-am regăsit exact pe aceleași nivele de preocupări, de vibrație și de aduce cât mai multă bucurie în sufletele și în viețile celor care sunt în lumea noastră, fie ca și pacienți, fie ca și prieteni, colegi și jucători de echipă. Sunt sincronicități acestea, cu siguranță ne întâlnim exact cu persoanele care ne ajută să clădim în continuare această călătorie minunată spre noi înșine. Și această sincronicitate, adică întâlnirea cu tine, cu siguranță are valoarea ei, pe care sufletul meu o simte și de care se bucură. Și îți mulțumesc pentru această invitație, este o onoare pentru mine. Eu îți mulțumesc, Larisa, și te rog să-mi promis că nu va fi prima și ultima dată, pentru că vom dori să fii și în Viena, în studiourile noastre. Acum transmisia se face din Germania, din Passau. Draga mea, pentru că am rămas surprinsă după ce ne-am auzit, de unde, de ce și cum s-a declanșat această pasiune către medicina complementară? Scumpa mea, răspunsul la această întrebare cred că începe în copilărie. Mi-amintesc că eram preocupată de firele de păr alb ale părinților mei. Cumva cred că mi se părea că e nevoie să intervin în acest proces de îmbătrânire sau de uzură sau de degradare. Și erau uminți și îmi permiteau să lucrez cu penseta. Îmi amintesc că le ceream să stea cu ochii închiși și eram preocupată să nu fie dureroasă manevra. Întotdeauna mă interesam, te-a durut? Nu m-a durut. Eram interesată de verugi, de negi, de firele de păr alb. Îmi amintesc că luam penseta și cu câtă mă
manualitate, aveam eu la vârsta aceea de 4-5 anișori, vroiam să îndepărtez fiecare fir de păr al care mi se părea că nu e la locul lui. Mai târziu, cred că și la alte școli se practica acel chestionar de orientare profesională. Și părinții mei l-au păstrat, chiar le-am revăzut cu mare bucurie. Cred că și la grădiniță am fost întrebați, doar că atunci nu aveam încă cunoașterea și manualitatea suficientă să ne exprimăm în scris. Dar cele din ciclu primar, din ciclu al doilea de școală generală, liceu, toate le-am păstrat, întotdeauna am răspuns la întrebarea ce doriți voi copii să deveniți când veți fi mari, întotdeauna răspundeam doctor. Am avut totuși în clasa 5-a o a doua opțiune. Am scris doctor sau profesoară de limba engleză. Îmi amintesc pe doamna profesoară față de care am o rezonanță și acum îmi plăcea foarte mult tonusul ei, veselia ei, claritatea și faptul că mi-aducea cunoaștere, o cunoaștere pe care o absorbeam ca un burete și asta m-a conectat la anumite trăiri pe care nu le avusesem în ca modele în mediul meu până atunci și asta m-a bucurat foarte mult și m-a făcut să recunosc cumva acest tipar de stare tonică, de bine și de armonie interioară. Dar după aceea, desigur, revenit la vechea mea pasiune și limba engleză a rămas în continuare o preocupare și o bucurie pentru mine datorită acestei doamne. Apoi mai târziu, în momentul în care am pășit în Universitatea de Medicină și Farmacie din Cluj-Napoca, am vrut să o părăsesc în primul an. Pentru că nimic din ceea ce mi se dăruia acolo nu rezona cu ceea ce doream eu să experimentez. Dar pentru că părinții mei au spus, cumpa mea, te invităm, te susținem să te muți la orice universitate îți dorești tu, dar gândește-te, a fost un efort, o strădanie enormă, pe vremea aceea erau 8, ceva de participanți pe un loc, se învăța foarte mult, era nevoie să memoreze. Și mi-au amintit toate acestea și nu, atunci nu știam înspre ce să mă îndrept. Am rămas, am terminat cursurile acestei facultăți de pediatrie, după ce am căutat în continuare, pentru că sufletul îmi era neîmplinit profesional. Am căutat în diabet, nutriție, boli metabolice, mi s-a părut că acolo este mai fiziologic, mai blând, la fel ca și pediatria. Apoi am început să mă îndrept treptat spre terapiile alternative, complementare, care iarăși mi se păreau că nu agresează, la fel ca și moleculele sintetice, ca și manevrele medicinii alopate, în special cele de diagnostic, adică trebuie să apeși ca să spună pacientul dacă îl doare. Și pentru mine era, Doamne, dar eu am decis să urmez această profesie tocmai pentru ca să alin. Cum să pun așa un diagnostic provocând durere? Și toate acestea m-au tot plimbat prin o sumedenie de specialități, medicină vibratorie, medicină complementară cu fitoterapie, cu suplimente, cu înțelegerea hidratării și a apei structurate. Și în felul acesta am ajuns la un fel de modul
modul de psihopedagogie la Universitatea din Oradea. Ca și cursantă vroiam să fac psihologia, dar nu mi-am regăsit diploma de liceu decât după ce s-a făcut înscrierea și era nevoie de ea la dosar. Și am ales acest modul de psihopedagogie, după care am fost solicitată ca eu însă să țin acolo niște cursuri de nutriție. Și deși eram deja cu a doua specialitate, diabet, nutriție și boli metabolice, nu eram satisfăcută de cunoașterea pe care am primit-o în ceea ce privește nutriția. În rest, sigur, erau foarte bine documentate toate informațiile și studiile și algoritmii învățați. Și atunci mi-am pus bazele cumva acestei, prin autodidactism, să spunem, acestei specialități. Dar nu te-am întrebat degeaba de ce terapii complementare, pentru că totuși țări ca Germania, Elveția, Austria, Franța, dau posibilitatea medicilor să îmbrățișeze sau să studieze terapii complementare. Chiar institutul la care eu predau este unul din institutele cu 55 de filiale în Europa. Au peste 180 de specializări pentru medici, terapeuți, psihologi, geneticieni, biologi. Și atunci toți medicii sunt atât de evoluați, au înțeles că noi trebuie să ne mulăm după pacient, trebuie să-l privim din punct de vedere holistic, trebuie să o urmărim pacientul din punct de vedere constituțional, al predispoziției genetice și a ideatezei reacția la tratament și a factorilor exogeni, cum reacționăm la factorii din afară. Eu mă bucur că ai luat-o pe partea de terapii complementare, care de fapt tot medicină înseamnă, așa cum spunea domn profesor Constantin Dulcan și nu numai, medicina este medicină indiferent metoda pe care o folosești, dar cu cât vrem mai puțin agresiune asupra pacientului și nu lăsăm sau generăm reacții în urma tratamentului, eu cred că merită încercat tot ceea ce este neinvaziv. Pentru că tu ești un specialist în nutriție, diabetologie, dar și în pediatrie, vroiam să îți cerem niște sfaturi. Adică întrebările pe care eu astăzi ți le adresez sunt de fapt culese de la pacienții care ne scriu din mai multe țări, cărora eu am încercat să le dau răspunsuri, dar am zis că este bine să chem specialistul acolo unde trebuie să dăm un răspuns de specialitate. Pornind de la fraza că suntem ceea ce mâncăm, dar și ceea ce nu mâncăm, ne poți da niște sfaturi utile și simpliste, cum trebuie să arate o zi din viața noastră, cum să alegem alimentele, cum să le combinăm, să vorbim puțin de cantitate și calitate. Pentru că întotdeauna s-a spus, cu cât mâncăm mai puțin și nu asociem haotic, cu atât este mai bine pentru aparatul nostru digestiv. Dar acum îți ascultăm sfaturile prețioase. Scumpa mea, convingerea mea este la fel ca și a ta, că suntem ceea ce alegem să gândim, să simțim, să introducem în corpul nostru ca și aliment și la ceea ce alegem să ne expunem, creierul, cunoașterea, simțurile. Deci este un pachet holistic care vine spre noi și care ne orientează apoi el însuși comportamentul, inclusiv acel alimentar. Există așa numitele cicluri energetice ale corpului, care în parcursul celor 24 de ore reprezintă ciclul energetic de detoxifiere, care începe undeva noaptea în jurul orei 2 sau 5 și durează până la ora 11. Este ciclul de digestie, care începe la ora 11 și
ajunge până la ora 20, la 8 după amiaza, și apoi între 8 și ora 2 sau 5 este ciclul de asimilare. Dacă noi, indiferent de orice altceva, faptul că locuim în acest corp fizic, această anatomie, este bine să îi respectăm propriile ei cunoașteri, propriile ei înțelepciuni, propriile ei funcționări. Putem să o asemănăm cu o adevărată navetă cosmică care ne permite să locuim aici, dar care are și ea nevoile ei, la fel cum mergem în pompa de combustibil cu un diesel și îl alimentăm cu motorină, tot la fel este necesar să ținem seama de ce nutrienți are nevoie corpul nostru. Și desigur că în ultimele decenii alimentația noastră a deviat de la nutriție înspre satisfacerea senzorialității, a bucuriei gustului. Și aici sunt foarte multe capcane, pentru că de cele mai multe ori calitatea senzorială nu se suprapune peste calitatea nutritivă. Și atunci ce avem noi practic de făcut este să lucrăm pe starea noastră interioară pentru ca să ne adaptăm și să ne aliniem treptat, cu blândețe, comportamentele la această fiziologie. Și atunci, în ciclu de detoxifiere, să respectăm micul dejun cel mai important al zilei, care înseamnă hidratare, adică acolo ficatul nostru, rinichii noștri, toate organele care fac și participă la detoxifiere, începând de la apa intracelulară, pentru că celula însăși este o unitate de sine stătătoare, toate aceste organe ne vor fi recunoscătoare și ca urmare ne vor da o stare de bine dacă noi în această perioadă venim să le ajutăm efortul care tot pentru noi este de a ne pregăti sângele, limfa, sucurile digestive pentru etapa următoare. Și aici este bine să avem o ingestie de jumătate din cantitatea de apă pe care o calculăm pe fiecare greutate a corpului, undeva între 30-50 de mililitri pe kilogram sau 3-5% din greutatea corporală. Să presupunem că avem un 60 de kilograme și la 60 de kilograme un 2 litri, cei pe care îi tot auzim recomandați și în mass media, este o cantitate pe 24 de ore. Jumătate din aceasta este bine, cel puțin jumătate din aceasta, să o consumăm în această perioadă. Ritmicitatea iarăși este importantă, pentru că o apă împreună cu alimentele solide în stomac vor genera indigestie, diluarea sucului gastric, obligativitatea glandelor gastrice de a veni cu plus de la ferment, de pepsină și de enzime digestive. În felul acesta ne autosabotăm, să folosesc acest termen, dacă ne putem imagina că noi venim cu un fel de cufăr de mini-vieți aici. Este ideal ca aceste mini-vieți să le consumăm cât mai rar și să aducem cât mai mult în cufărul nostru de mini-vieți. Și în felul acesta am putea avea o viață frumoasă la o vârstă matură, fără uzură și fără îmbătrânire. Pentru că pentru mine îmbătrânirea, de fapt, înseamnă uzură. Restul este creștere, este maturizare, este cunoaștere, este înfrumusețare.
CNP-ul nu are nici o valoare, sunt absolut convinsă, sunt deja și studii, inclusiv ale mele, sunt dispozitive care ne pot spune, da, ai vârsta biologică diferită de cea din CNP, din fericire și în bine, dar din păcate și în rău. Am și cazul de aceste. Urmează ciclul de alimentare în care mesele este bine să fie spațiate de aceste hidratări, întotdeauna între apă și alimentație să fie distanță, 30 de minute minim de la ultima înghițitură de apă până la alimentația solidă, iar după alimentația solidă depinde de asocieri despre care spuneai că sunt importante și, într-adevăr, cu cât sunt mai puține clase de alimente pe un meniu, cu atât organele noastre digestive și metabolice vor fi mai despovărate și vor putea digera, absorbi și asimila mai mult din nutrienți. Cu cât vor fi mai multe alimente, mai multe clase de alimente asociate nefiziologic, cu atât deșeurile și rezidurile și depozitele vor fi mai multe și treptat organismul și celula va funcționa din ce în ce mai suboptimal până la îmbolnăviri și dezechilibre. Asocierile, dacă ne gândim doar la proteine, pentru că asta este mitul, de la aceasta am plecat și eu, de exemplu, în anii 98, cred, am citit Scarla de Metrescu din Tainele Vieții și Universului și care mi-a schimbat total, adică atunci s-a dărâmat, deși în anul întâi am vrut să renunț la medicină, dar după ce am citit Scarla de Metrescu, s-a dărâmat tot edificiul pe care se baza cunoașterea mea legată de alimentație. Și atunci revenim la proteine. Proteinele, ce am învățat noi în facultatea alupată, a fost că cea mai de calitate proteină este proteina animală. Și mi se spunea atunci pentru că ea conține toți aminoacizii esențiali. Dar până aici e foarte adevărat, ea conține într-adevăr toți aminoacizii esențiali. Esențial însemnând că nu-i poate produce corpul nostru, dar urmarea nu ni s-a mai spus. Faptul că o proteină animală, putem să ne imaginăm ca un fel de hățiș, ca un fel de tufă de mărăciniș, foarte încălcită și la care ajunge foarte greu penseta pepsină și acid clorhidric, care e obligatorie pentru a disponibiliza aminoacizii din proteină, pentru că ficatul are nevoie de aceste cărămizi din proteină și nu are ce să facă cu proteina. Și revine în sarcina stomacului acest mecanism de punere la dispoziție a ficatului acestor aminoacizi. Pe când o proteină vegetală este ca un fel de lănțișor, care foarte ușor poate să permită pepsinei și acidului clorhidric să elibereze aminoacizii din ea. Și atunci, deși am toți aminoacizii acolo, ei nu o să fie eliberați cu ușurință, o să rămână grupuri de peptide care, plecând în torent, care uneori pot să rămână doar în tubul digestiv și să creeze acolo flore de putrefacție, modificarea microbionului, a digestiei, a tranzitului, a permeabilității colonului și tot ce știm acum că se întâmplă din cauza unui microbion nesănătos sau sărac, sau chiar tocmai din cauza inflamației peretelui și a hiperpermeabilității acestuia, să plece în torent, în torentul sanguin, să îl ducă vena portă la ficat și să creeze inflamație și chiar
să stimuleze sistemul autoimun, pentru că aceste grupări pot să fie la un moment dat recunoscute ca fiind străine, nebenefice și nerecunoscute. Și întrebarea despre microbiomul intestinal, te rog să mă scuz că te întrerup. Larisa, ești de acord cu ceea ce făceau strămoșii noștri? Noi când mergeam la țară știam foarte bine că bunicii noștri mâncau atât de sărac din punct de vedere al cantității, dar atât de bogat din punct de vedere al calității alimentului. Și știam că dacă mergeam la țară, la bunici, nu mâncai cărniță decât duminica. Și da. Cred că ar trebui să ne întoarcem la ceea ce exista în trecut, pentru că acei oameni erau mult mai sănătoși, mult mai longevivi. Singura problemă este calitatea alimentului, pentru că totul a suportat modificări drastice și agresive în ultimii ani și nici să spunem că mănânci o proteină animală, dar și acel animal cu ce se hrănește. Nu tot din natură, care este poluată, care este supusă depunerii de metale grele și tuturor factorilor nocivi. Referitor la alimente, vreau să te întreb, pentru că este ceva foarte important pentru mine, calitatea mesei în familie, pentru că am uitat cu desăvârșire, femeia modernă a uitat cu totul că trebuie să facă mâncărică proaspătă, să-și aștepte puiuțul de la școală, cu totul proaspăt făcut aburind pe masă, pentru că masa este un simbol care reunește familia, este de fapt apropierea de copilul tău, bucuria de a pune multă iubire în ceea ce prepari și de a vedea pe cei dragi savurând acele alimente încărcate cu tot ce poți da tu mai bun, ca gospodină. Nu știu dacă ești de acord cu acest lucru, dar eu am avut un proiect în România pe sociologie și chiar despre asta am discutat, obezitatea la copii și o resetare a ceea ce înseamnă familia și mediul familial, în care intra și masa în familie, în care intra și modul în care mâncăm, în sensul că dacă invităm sau suntem la masă, nu facem observație copilului, nu-l certăm, nu-l jignim, da? Pentru că după aceea copilul poate mânca compulsiv, poate mânca sub stres, care dă alte modificări la nivelul aparatului digestiv. Foarte de acord cu tine, scumpa mea. Acum, în timp ce tu vorbeau, mi-au venit atât de multe idei, nu aș vrea nici să le pierd, nici să încarc în niciun fel răspunsul la această întrebare. O să spun doar atât că referitor la proteina animală despre care tu spuneai că este încărcată cu metale grele și că nu se alimentează tot cu aceleași cumva surse nebenefice animalul. Da, și dacă într-adevăr așa este și de acolo încolo să ne amintim de factorii de creștere, de antibioticele, de organismele modificate genetic, bunăoară grâul, care încă mai reprezintă un aliment de bază al majorității populației de pe glob, este un corp străin, adică el are acum 44 de cromozomi față de 14 câți avea în starea lui naturală. Și atunci noi spunem așa, intoleranță la gluten, intoleranță la histamină, intoleranță peste intoleranțe și alergii peste alergii. Pentru că alimentele pe care le aducem în meniurile noastre nu mai sunt naturale. Apoi, gastronomia și tehnicile gastronomice sunt agresive, iar ceea ce ai adus tu în discuție este esențial, pentru că noi ne hrănim prima dată cu informație. Și atunci, dacă eu pregătesc cu dragoste un meniu, dacă gătesc cu o stare de bine și cu gândul că o să-mi bucur copilul,
soțul, oamenii dragi din familia mea care urmează să, să se împărtășească din ce am dăruit eu acolo, cu siguranță hrana va fi prezentă. Altfel, va fi doar aliment fără hrană, fără nutriție și obiceiurile noastre de a ne certa la masă, de a ne povesti și poate nu de a ne certa că nu-i neapărat să avem aceste personalități, fiecare dintre noi, dar de a ne povesti lucrurile care n-au mers bine, de a ne face psihoterapie unul altuia la masă, sunt total nebenefice ingestiei acestor, informații, acestei energii odată cu alimentul. Și medicina germanică chiar ne atrage atenția asupra acestui aspect, adică dacă eu mănânc o înghețată, copil fiind pe stradă și văd, văd un incident, un accident. Și mă impresionează, nu am cu cine să-l discut, nu am cum să mă eliberez de această dizarmonie emoțională, ori de câte ori urmează să mai mănânc înghețată, eu o să-mi cresc acea stare de dizarmonie, de anxietate, de emoțiile pe care le-a simțit copilul atunci sau persoana atunci. Și concluzia este da. Este extraordinar de important ca noi, în timp ce pregătim masa, să avem o stare de recunoștință față de persoana care ne-a livrat materia primă, față de cei care au cultivat alimentul, față de faptul că el ne aduce apoi când ne așezăm la masă și îl consumăm, faptul că ne aduce informația lui, energia lui, ne aduce culoarea lui. Fiecare culoare are o anumită vibrație și va hrăni un anumit câmp vibrațional din corpul nostru, din ființa noastră. Masticația, iarăși, este foarte importantă pentru că, se spune, este bine să bei mâncarea și să mănânci apa. De ce oare? Pentru ca stomacul să își facă doar treaba de desfacere a nutrienților în componenții de care apoi duodenul să aibă mai departe grijă. Dacă noi sărim peste, suntem cu ochii pe ceas, suntem într-o alertă și într-o fugă continuă și masticația este repezită și am înghițit bucăți întregi, nemasticate și neînsalivate, pentru că și aici este un punct important de digestie, tialina, stomacul deja este supra-solicitat, el nu va face față pentru că nu are enzima pe care o are saliva și enzimele și pH-ul și toată compoziția la care bolul alimentar e nevoie să fie expus în cavitatea bucală și de acolo încolo totul merge ca un tăvălug înspre dezechilibru până la nivel metabolic. Deci da, este esențial. Draga mea, pentru că eu totuși trăiesc în Germania de 22 de ani și vin foarte des în România, vreau să-ți cer părerea, pentru că țin foarte mult la ceea ce ești tu ca medic, ceea ce ești tu ca om, ca mamă. Ești adepta dietelor sau mai degrabă adepta corectării stilului de viață? În România e așa un brand, sunt nutriționiști care repetă anumite diete și rețete la fiecare, fără să se uite că unul are o constipație, unul are un colon iritabil, altul are o intoleranță, altul are boli autoimune, fiecare are sau nu probleme la nivelul sistemului limfatic. Și atunci, eu am studiat aici nutriția în Germania și aici punctul lor de vedere este un pic diferit, în sensul că trebuie să te mulezi pe constituția pacientului care îți solicită ajutorul.
Este obligatoriu să facem asta pentru că nu există boli, există doar persoane care au experimentat niște dezechilibre. Mi-amintesc acum că fiul meu m-a întrebat la un moment dat, Lali, tu știi cine are karma cea mai grea dintre toți oamenii? Și spuneam, nu puiu, mami, cine? Medicii. Și spuneam, dar de ce? Zice, pentru că voi etichetați. Adică el a avut înțelepciunea să înțeleagă că da, poți să ai niște devieri de la armonie, dar ea este posibil să fie redobândită, este posibil să reversibilizezi lucrurile. Eu aș răspunde că fiecare dintre noi avem putere și iubire. Și obiectivul fiecăruia dintre noi este să aducem această putere și iubire în înfăptuirea anatomică și funcțională a corpului nostru și apoi în relațiile noastre. Desigur că unii dintre noi, dacă ne imaginăm un cântar, două talere, putem avea mai puțină putere și iubire și obiectivul nostru să nu aibă suficientă voință, să nu aibă suficiente resurse pentru a fi îndeplinit. Și atunci tot ceea ce vine spre noi, ca și obiceiuri din familie, pentru că mulți dintre noi venim cu niște obiceiuri nesănătoase din copilărie și știm că până la vârsta de 3 ani, 7 ani chiar, tot ce se întâmplă în jurul nostru este acumulat fără discernământ și fără cenzură și acelea vor face parte din tiparele noastre. Dacă porțile au fost mari, o să fim obișnuiți ca adulți să mâncăm mult. Dacă asocierile și gastronomia a fost de un anume fel, ca și în basmul acela, draga mea, în sfârșit ai făcut și tu laptele bun, adică l-a uitat pe foc și s-a afumat, pentru că așa era obișnuit el de copil. Și atunci acestea ne trasează cumva comportamentul ca și adulți. Dar în momentul în care venim înspre cunoaștere, venim înspre informație, pentru că corpul ne atrage atenția, este termometrul nostru care ne spune unde să ne uităm. Și când el ne atrage atenția, putem cu blândețe să corectăm aceste lucruri treptat, dacă nu putem să facem lucrurile și să renunțăm la alcool și la fumat și la asocierea carnei cu cartofi și la prăjirea în grăsime și la afumături dintr-o dată, nu-i nicio problemă, putem să le manageriem frumos împreună cu un asistent în nutriție profesional și să obținem rezultate. Este o tendință de a te duce spre diete tocmai din această cauză, pentru că oamenii nu au răbdare, nu au asistență de durată și atunci vor să intre într-o rochiță până la sfârșitul lunii când au un eveniment și este tot ceea ce și-au propus și atunci asta li se servește. Deci părerea mea este că dacă și atunci când o dietă, mă gândesc la dietă ca, de exemplu, ca la o detoxifiere, mă gândesc la dietă ca la un post, mă gândesc la o dietă ca și la două zile pe săptămână de fără proteină alimentară, de vegetarianism sau o zi de lichide sau mă gândesc bună oară că am un eveniment și foarte bine, n-o să mă uit la calorii în seara respectivă, dar eu știu dinainte că voi merge acolo și cu o zi înainte pot să am o zi de lichide. Mă bucur de eveniment cu tot ceea ce oferă el, mai mult sau mai puțin nutritiv, și să fac ceea ce știu, să binecuvintez alimentele și să-mi cresc capacitatea de
digestie și de echilibrare, pentru că acum avem atât de multe resurse, și a doua zi, iarăși, să am o zi de lichide. Este o dietă, să spunem, scurtă, dar care, adaptată la viața noastră modernă de zi cu zi, ne menține echilibrarea. Noi aici în Germania spunem postul intermitent prin zilele cu lichide. Eu sunt foarte fericită că tu ești unul din medicii care lucrează din greu și cu pasiune la aceste diete personalizate, având grijă la toate elementele necesare în construirea inteligentă a unui stil de viață, și sunt convinsă că inclus și factorul psihologic, pentru că dacă avem stres acasă și mâncăm compulsiv, dacă copiii vin de la școală și au fost supuși unui bullying emoțional, trebuie să ne dăm seama de ce devorează și nu au timp de masticație, adică tocmai de aceea am vrut ca tu să fii în deschiderea acestei emisiuni, pentru că știu că ții cont de toate aceste amănunte într-o lume și într-un secol în care nimeni nu prea mai are timp de nimic, iar aceste finețuri de multe ori sunt trecute cu vederea. Țin minte când am făcut specializarea în nutriție, una din temele date de profesorul nostru ne-a trimis, zice, lucrarea voastră este faceți diagnosticul studiind ce au pus anumite familii în coșurile de cumpărături. Și atunci știți foarte bine cum se hrănesc ei și ce oferă copiilor lor. Da, a fost foarte interesant și, într-adevăr, poți cataloga cum se hrănește familia respectivă și nivelul cunoștințelor în domeniul nutrițional. Da? Când vezi că la casă nu se mai termină produsele gata făcute, îmbuteliate, unde mămica doar pune la microvelă și încălzește mâncarea copilului, atunci deja trebuie să te gândești că nu copilul trebuie schimbat și trebuie educat părintele în acest sens. Încă un punctuleț pe care aș vrea să-l atingem, dacă se poate, pentru că timpul zboară și cred că am avea de vorbit așa vreo 10 ani și tot nu ne-am sătura. Așa cum spunea Hipocrate, toate bolile încep în intestin și chiar mai devreme vorbeai despre flora intestinală. Flora intestinală care dirijează absorpția, care generează procesele inflamatorii, care este esențială în procesele metabolice. Și de 2 ani de zile în Germania s-a introdus această analiză obligatorie a microbiomului intestinal și sunt foarte fericită pentru că este o analiză completă și cred eu și pentru medici și pentru nutriționiști chiar esențială în evaluarea unui pacient. Dacă ai putea un pic să punctezi, pe înțelesul tuturor, părerea ta despre flora intestinală și acest microbiom intestinal. În ultimele decenii au început congrese și conferințe dedicate în exclusivitate acestui microbion și asta deja ne vorbește despre importanța lui dintotdeauna, dar acum am înțeles și noi că ea există. Și despre foamea emoțională despre care vorbeai adineori, el poate să intervină cu succes în momentul în care este echilibrat și bogat. Și poate că, în primul rând, ar fi bine să ștergem această frică legată de microbi. Pentru că microbii sunt prietenii noștri. Inclusiv Pasteur a afirmat că nu agentul infecțios este cel care decide îmbolnăvirea, ci terenul. Și atunci microbii vin cumva să ne ajute în deplinirea anumitor funcții fiziologice. Și acest microbion, de fapt, sunt microbii din colonul nostru care respectă
Atunci când este echilibrat anumite procente, fiecare E. coli 50%, Proteus, Klebsiella, Candida, de care ne tot ferim și ea este prezentă într-un anumit procent acolo, Klebsiella, deci fiecare familie de microbi are un anumit, o anumită responsabilitate. Ea intervine în digestie, ea intervine în, chiar în procesele de absorpție, intervine în peristaltica tubului digestiv și toate aceste procese influențează apoi metabolismul, influențează moleculele care trec în torentul sanguin. Un microbion care nu este bogat, care are doar flore de putrefacție bună oară, care crește în momentul în care cantitatea de carne crește peste 500 de grame pe săptămână. Dacă asocierile sunt proteine cu proteine, adică nu mănânc doar o clasă de proteine animale cu legume cu sub 10% glucide, ci am și carne și brânză și afumătură și pește și ouă, pentru că sunt sărbători sau e un eveniment. Și hai să presupunem că dacă e un eveniment și o sărbătoare, organismul face față. Dar dacă lucrurile acestea intră în obișnuință, flora microbiană, adică microbionul, devine unul sărac, devine unul dezechilibrat și de acolo, pentru că trebuie să știm că deși noi nu am învățat așa, tubul digestiv, tubul gastrointestinal în totalitate, nu doar colonul, începând de la stomac, chiar și esofagul, este de fapt cel mai generos organ din sistemul nostru endocrin. Se eliberează peste 10 substanțe care reglează la nivel de foame și sațietate comportamentul nostru alimentar și nu numai, ne creează chiar și starea de bine. GABA, de exemplu, care este un neurotransmițător pe care noi știam că îl secretă doar neuronii și creierul, este secretat și el de către această floră, acest microbion, această floră microbiană saprofită a noastră, prietenoasă, prietenii noștri. Dacă nu îi îngrijim, sigur că nu o să mai poată să ne fie prieteni, pentru că ei înșiși vor fi într-un dezechilibru și într-o imposibilitate de a-și îndeplini funcțiile. Există legături cu diabetul zaharat tip 1, există legături cu astmul bronșic, cu procesele noastre de cogniție, acidofilusul, bacteroides, familia bifidobacteriilor sunt importante pentru funcționalitatea optimă a creierului nostru, a proceselor noastre cognitive și a stării noastre de bine. Când ele sunt în cantitate insuficientă, s-a demonstrat că avem tendință spre tristețe, spre depresie, amigdala și hipocampul, care fac parte din creierul nostru emoțional, din sistemul limbic, acolo unde este și hipotalamusul, care de fapt el decide ce informații să transmită către cei doi ghizi importanți ai organismului nostru, sistem endocrin și sistemul nervos. În acest creier emoțional, în acest acest loc în care amigdala e responsabilă de frici, hipocampul e responsabil de amintirile noastre, acolo e un fel de corpul face un fel de backup, tot ceea ce trăim noi se depozitează și în hipocamp și hipotalamusul, care spuneam, el practic este regele care decide ce informații să plece prin neurotransmițător și prin hormon pe cele două sisteme, nervos și endocrin.
Sunt influențată de acest microbion. Deci, da, suntem ceea ce mâncăm, suntem ceea ce alegem noi să aducem în colonul și în tubul nostru digestiv. Cred că va trebui să facem o emisiune specială despre flora intestinală și bolile autoimune, pentru că primesc foarte multe întrebări. Pentru că oamenii trebuie să înțeleagă în concluzie, trebuie să există un echilibru între flora bună și flora rea, da? Adică patogenă. Astăzi am avut-o alături pe prietena mea dragă, doamna doctor Larisa Dumbravă, cu cabinete în Oradea și Cluj. Timpul s-a scurs atât de repede că nici nu știu când a trecut aproape o oră. Ești o adevărată plăcere și încântare pentru noi toți, și olfactiv și auditiv. Te așteptăm în aceste emisiuni la RTV Unirea Internațională Viena, pentru că și românii din diaspora au nevoie de informații de calitate și de români frumoși. Tocmai de aceea am decis ca în această emisiune să aducem oameni valoroși, oameni care ne încântă sufletul și de la care avem ce învăța și de fapt avem cum să evoluăm. Sunt Simona, dragi telespectatori, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune, Arta de a trăi. Îi mulțumesc doamnei doctor Larisa Dumbravă, îți mulțumesc, draga mea, din suflet. Mă simt onorată, copleșită, cred că am avut eu mai mari emoții decât ai avut tu, pentru că a fost bucuria de a savura prezența ta și fiecare informație valoroasă. Dragi telespectatori, informații despre doamna doctor veți primi în bârtiera emisiunii, veți primi numerele de telefon, așteptăm cu drag propuneri și întrebări din partea dumneavoastră, iar noi o să încercăm să vă răspundem și să nu vă dezamăgim. Până data viitoare, vă îmbrățișăm cu drag, vă dorim numai bine. Mulțumesc din suflet, Larisa! Eu îți mulțumesc, Simona, și te felicit pentru această inițiativă extraordinară și pentru toată energia și pentru spiritul tău temerar și sunt fericită pentru că ne-am reîntâlnit. Mulțumesc! În continuare, dragi telespectatori, urmează cadoul nostru muzical pentru cei care ne ascultați. Și de aceea vă las în compania unei tinere românce, pianiste, care trăiește în Viena, Adela Liculescu. Thank you.